Încă nu se știe care va fi evoluția epidemiologică în ceea ce privește noul coronavirus, însă autoritățile iau în calcul mai multe variante în cazul unui nou val. Astfel, noul an școlar care va începe din toamnă ar putea suferi mici modificări. Acestea constau în instalarea unor containere sau corturi în curtea școlii. Și asta pentru că infrastructura actuală, mai ales în mediul urban, nu permite păstrarea unei distanțe de 2 metri între elevi pentru a evita îmbolnăvirile. Sunt clase suprapopulate de 30 sau peste 30 de elevi și așa cum prevede ordinul Ministerului Sănătății, trebuie să existe o distanță de 2 metri între elevi în față, în spate, lateral, stânga, dreapta. Asta înseamnă că într-o sală de sport ar trebui să intre cel mult 10 elevi. Ministerul Educației și autoritățile locale trebuie să găsească soluții în cazul în care va veni al doilea val de îmbolnăviri, așa cum prevăd specialiștii, ca să nu expunem pe elevi, a declarat Monica Anisie, ministrul Educației, în cadrul unei emisiuni televizate. De asemenea, o altă variantă ar fi ca o parte dintre elevi să meargă la școală prin rotație, iar o alta să participe la cursuri online.